Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Subiectul de astăzi, bolile infecțioase, spirochetele, sunt germe care au formă de spiril, de virgulă, ele sunt mobile în mediul lor de viață, fapt ce le permite să evite fel de fel de pericole pe care le întâlnesc, cum ar fi celulele albe, care încearcă să le înghită, celulele mari, denumite macrofage, au o bună rezistență. Cea mai cunoscută spirochetă este spirocheta pallidum, treponema pallidum, care produce sifilisul. Denumirea de palidă este datorită aspectului palid pe examenele microscopice. Luesul sau sifilisul, boală infecțioasă cu transmitere sexuală. Aici trebuie să insistăm asupra actului sexual fără prezervativ, fără condom. Este principala cale de transmitere. Se transmite în orice zonă a actului sexual. Prima leziune este o leziune tip șancru, din franțuzescu șancru, ulcer, în zona de contact, o mică reacție ganglionară locală, mici ganglioni mărici. A doua fază este o fază de explozie tegumentară, în care poate mima orice boală dermatologică, fiind mare limitator sifilisul, iar forma a treia, o formă severă, cu afectare de organ, ficat, creier, organe interne general, sunt lezate, sunt fibrozate, sunt distruse prin ceea ce se numește sifilis terțiar. Aș puncta sifilisul terțiar cu afectarea măduvei spinării, care produce așa numitul tabes dorsal, o afectare a mersului caracteristică. Afectările nervoase, afectările de organ în stadii terțiare sunt irreversibile. Sfatul meu este să vă prezentați la doctor de la primele semne de boală, mici leziuni în zonele genitale, ganglioni mărici, apariții de dermite pe tegument, pe aceste dermite sunt prin definiție tegumentare, apariția oricăror leziuni, să le spun, pe tegument pot ridica suspiciunea unui sifilis. Un medic dermatolog recomandă general VDRL-ul tocmai pentru a exclude alte patologii dermatologice conexe și pentru a exclude acest diagnostic de boală cu transmitere sexuală. În fine, purtați și în cel din tâi rând, purtați prezervativul, condomul, ori de câte ori lasă un semn de întrebare partenerul sexual. Referitor la tratament, tratamentul este un clasic penicilinic, el trebuie făcut după niște norme foarte clare, riguroase, ele sunt monitorizate și descrise în literatura de specialitate și trebuie urmate cu maximă conștiinciozitate. O altă formă de treponemă, o altă formă de spirochetă, este denumită spirocheta recurrentis, spirocheta cu reapariții periodice ale febrei. Febra se numește relapsing fever, în engleză este febra recurentă. Această spirochetă este spirocheta recurentă, întâlnită în vestul Statelor Unite, se transmite prin intermediul unor căpușe, produce febra recurentă. O săptămână pacientul are febră, o săptămână nu are febră. Apoi reîncepe febra, apoi reîncepe o săptămână de viață normală. Cum ne explicăm aceste pusee săptămânale de febră? Prin faptul că atunci când bacteria e prezentă în sânge, bacteremia produce febră, uneori chiar frisoane, detectăm un răspuns prin anticorpi, celulele albe denumite limfocite, limfocite B produc anticorpii, niște proteine de apărare, o rachetă antibacterie, care nu durează decât o săptămână. Apoi bacteria intră într-un nou ciclu de diviziune, exacerbează, o săptămână febră, determină un nou răspuns imun, care și el ține decât o săptămână, el fiind declanșat de creșterea concentrației bacteriilor în sânge. Această febră este o febră de tip hemoragic, afectează organe interne, produce leziuni hemoragice renale și de alte organe și soluția este același tratament penicilinic. Un alt tip de spirochetă apropiată de zona noastră, o spirochetă pe care o întâlnim și la noi în țară, este cea care produce leptospiroza. Leptospiroza e o boală cauzată de leptospira prezentă în urina de șobolan și în urina de câine. O întâlnim la pacienții care lucrează în subsoluri, care lucrează la apele menajere, care lucrează în canale, care au de curățat diverse zone pline de elemente murdare. Trebuie cineva și sunt oameni specializați pentru așa ceva. Avem nevoie de igienă și pentru a fi riguroși trebuie să
pătrundă cineva în această zonă. Le recomand să poarte cizme de cauciuc, să poarte mănuși de cauciuc, să aibă acele costume de cauciuc care previn contactul direct cu dejectele, nu știm ce se găsesc în diverse subsoluri, și iată, urina de câine și urina de șobolan poartă această leptospiră, boala denumindu-se leptospirosă. Manifestările ei sunt o hiperemie conjunctivală, niște ochi roșii, conjunctiva este albul ochiului, care este bogat vascularizată și acolo apare o înroșire prin dilatare vasculară. Este un icter care poartă numele de icter Weil, icterul Weil în engleză, Weil în germană. Este un icter datorat afectării hepatice și splenice prin această leptospiră, cu creșterea bilirubinei în sânge, a transaminazelor, enzime implicate în sinteza de aminoacizi în celula hepatică, și atunci când celula hepatică se rupe, fluxul mare de transaminaze care pleacă din ficat spre sânge ne ajută la stabilirea diagnosticului. Apare și un raș, o înroșire a pielii în zona pretibială. Tibia este osul denumit popular fluierul piciorului, osul important al gambei, mai există un os mai mic acolo care se numește fibulă, dar în partea anterioară a tibiei, acolo la fluierul piciorului, apare o înroșire. Și aici avem de-a face cu un criteriu diagnostic, splina amărită, și acest raș pretibial este un alt criteriu diagnostic. În fine, răspunsul este la penicilină, este un răspuns bun, dar prevenția, după părerea mea și a tuturor celor care se ocupă de boli infecțioase, este evitarea contactului cu aceste urini animale de șobolan și de câine. Există și alte spirochete, eu vi le-am enunțat pe cele mai importante, și mecanismul prin care putem să le evităm este pentru fiecare specific. Alte boli care fac interesul nostru și care sunt boli infecțioase, există o bacterie care se numește Helicobacter pylori și care este tot o bacterie mobilă, de aceea m-am gândit să o includ în această dizertație. Helicobacter pylori este tot un spiril, o bacterie mobilă, trăiește în stomacul nostru și în duoden, sunt zonele predilecte. Atenție, discutăm de un pH extrem de acid în stomac, 2. Rezistă la acest pH care arde practic pantalonul dacă o picătură de acid clorhidric din stomac cade pe o pânză. Bacteria se simte foarte bine în acest pH acid, deoarece reușește să desfacă prin intermediul unei enzime denumite urează urea la amoniac. Urea este prezentă în circulație, în sângele nostru, și desfăcând urea la amoniac își creează un mediu propice, alcalin, bazic, oricum neutru, în niciun caz atât de acid cum este în mod normal al stomacului. Fiind mobilă, bacteria se mișcă dintr-o zonă în alta a stomacului, se fixează în peretele gastric, pătrunde sub stratul de mucus care protejează stomacul de aciditatea din interiorul stomacului, din conținutul stomacului. Acidul gastric are rolul să digere proteinele pe care le mâncăm, alături de pepsină, o enzimă produsă de asemenea de stomac. Dacă bacilul Koch, bacilul care produce tuberculoză, bacilul dorman, care stă luni, ani de zile în plămânul nostru fără să ne supere, creând în jurul său o reacție fibrotică calcară, practic el este inofensiv, în cazul acestei bacterii denumite Helicobacter pylori, ea este activă în permanență, inflamează și irită mucoasa stomacului și a duodenului, fiind cazul de transformare malignă, adică în cancer, deoarece tot rupând din peretele gastric și al duodenului, în special la nivel gastric, apar cancere, stomacul încearcă să-și refacă structura și și-o reface vicios. Noile celule de refacere, de renovare, nu sunt cum erau celulele originare, capătă mici modificări nucleare, induse și de inflamația permanentă realizată de Helicobacter pylori, și în ani de zile o gastrită cronică cu Helicobacter pylori netratată se poate transforma în cancer. Ca metode de diagnostic sunt testele de scaun, unde găsim bacteria prezentă, sunt endoscopiile digestive superioare, acel tub foarte subțire cu fibră optică și care permite și biopsierea. Facem și un test enzimatic, există un test de culoare, există teste pe bază de biopsie de mucoasă în care decelăm Helicobacter pylori. Tratamentul constă prin administrarea unui inhibitor de pompă de proton. Pompa de proton este enzima care produce prin reacția proton-clor hidrogen, clor, acidul clorhidric. Blocăm sinteza de acid clorhidric pe parcursul a 2 luni prin tratament zilnic cu acești
extrem de noi agenți chimici care blochează sinteza acidului clorhidric au revoluționat practic terapia gastro-duodenală. Venim și cu o combinație de două antibiotice, aici diferă în funcție de zonele în care acționează Helicobacter pylori, zonele geografice, fiindcă au căpătat rezistență acești germeni la diverse antibiotice, de aceea vă rog să discutați cu specialistul din regiunea geografică în care vă aflați, inclusiv pentru regiunea în care ne aflăm noi, există periodic statistici care ne relevă cât de sensibil mai este germenele la antibioticele pe care le administrăm. În orice caz, tipic este să administrăm două antibiotice pentru eficiență, se administrează cu o perioadă de 7-14 zile în paralel cu terapia de inhibiție a secreției acide, tratament care rămâne pe 1-2 luni. Secreția antiacidă trebuie estompată astfel încât să se vindece rana produsă de Helicobacter pylori. Vă recomand la o lună, două după încheierea tratamentului să refaceți testele de Helicobacter pylori în scaun sau, mai corect, printr-o endoscopie digestivă superioară, test mult mai exact. Acestea fiind zise, ne apărăm de bolile infecțioase, fiți mereu pe recepție și fiți sănătoși, restul se rezolvă într-un fel sau altul, Doamne ajută!